trei persoane au fost rănite în urma unui accident de circulație petrecut pe centura Timișoarei. Un bărbat în vârstă de 25 de ani a condus un autoturism pe centura Timișoarei dinspre calea Aradului spre Dumbrăvița iar la un moment dat a pătruns pe sensul opus de mers și a intrat în coliziune cu un autoturism condus de o tânără în vârstă de 22 de ani care se deplasa regulamentar. Ulterior, autovehiculul condus de bărbat a fost proiectat într-un alt autoturism care avea aceeași direcție de deplasare, respectiv către Dumbrăvița, condus de un bărbat în vârstă de 49 de ani. În urma impactului au fost rănite trei persoane, șoferița de 22 de ani, conducătorul de 49 de ani și soția acestuia de aceeași vârstă. Polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Transmit reprezentanții IPJ Timiș.